Expoziția Întoarcem cânepa în viitor este exemplu perfect de a exemplifica și a înțelege mai bine relația dintre cultura tradițională țărănească, românească și natură. Cele două patrimonii sunt organic legate una de cealaltă și întotdeauna sau de obicei uităm această legătură în foarte multe, să zicem, domenii și activități. În jurul cânepii am construit această expoziție și ce ne-am propus este să arătăm felul în care fiecare dintre contributorii la această expoziție se relaționează cu acest material extraordinar. Totul a pornit de la acest fus cu zurgălăi, care l-am descoperit în 2007 în Maramureș, la Muzeul din Sighetul Marmației, și am fost uimit de forma care l-a avut, de această îmbinare a acestor elemente, și m-a intrigat. Practic de la asta a pornit toată căutarea mea legată de Maramureș, de fus. Și, bineînțeles, de la fus ajungi la restul accesoriilor și am descoperit un meșter incredibil în satul Breb, în persoana lui Gheorghe Pop, care face aceste fuse absolut de o frumusețe și de o precizie minimală. Și încetul cu încetul toate s-au legat ca o funie. Am descoperit țesătoarele din Botiza, care mi-au început să-mi explice că urzeala la covoare se făceau din fire de cânepă, tocmai pentru a păstra textilele ferite de molii. După aceea, restul meșterilor sculptori de porți, de diferite elemente ale gospodăriei maramureșene, ca într-un târziu să ajung la femeile care brodează aceste cămăși și cu care am lucrat într-un proiect în 2015, se numește Antroposinaptic, care era un ansamblu, aici este doar o parte mică, un ansamblu de cămăși maramureșene, bărbați și femei, care erau toate legate între ele cu această funie care le traversează. Antroposinaptic, adică legătura asta între ființele umane care formează comunitatea într-o anumită zonă, în Maramureș. Ce e foarte important de subliniat e colaborarea cu cântăreții care i-am descoperit tot acolo în satul Breb, și cantorul de la biserica din Breb, care are o voce absolut superbă și care cântă la fiecare înmormântare, și am vrut să fac ceva cu ei, să văd cum aș putea colabora foarte strâns legat de tradiția lor, în același timp respectând toate specificitățile acelei tradiții de cântare la mormântare. Și l-am rugat să-mi facă un vers al cămășii, adică să personifice o cămașă în care cămașa devine rolul principal. Și practic ei ne povestesc prin acest cântec cum se naște, de la sămânța care o plantează primăvara, cum crește, cum au grijă femeile, ajungând până la procesul de prelucrare a cânepii, de la procesul de melițare, la procesul... Toate astea, practic, e un cântec de o valoare antropologică pentru mine foarte mare, pentru că ai într-un poem epic toate etapele spuse de un trăitor al acestei tradiții, toate etapele care fac vie și transmit mai departe acest savoir-faire despre cânepă, ajungând într-un final să spună cum s-a făcut cămașa, cum a fost purtată, cum a fost
îmbrăcată la nuntă, la diferite zile, așa, și ca la urmă să se destrame, ca la urmă să ajungă un artist să le recupereze și să le îmbine pentru o instalație. Materialul tradițional am folosit la lucrările, la sculpturile mele, care acum am împrumutat aici, pentru că este din altă zonă, dar se leagă foarte bine. Ce am vrut să fac cu materialele astea, am vrut să salvez. Unele sunt din familie care am avut eu în colecția mea, dar fiecare sac ce am folosit era o parte de sac sau erau foarte mult folosite înainte și cumva ce am primit de la alți oameni, mai ales de la rude apropiați, au vrut să arunce și efectiv ajungeau în gunoi și am vrut să salvez. Deși nu asta a fost scopul principal, să salvez ceva, pur și simplu am vrut să fac o lucrare material. Colecția este făcut 100% de cânepă, făcut de brandul Pațaichin. Împreună cu mine am lucrat mult să obținem materialele și ultimele colecții chiar am reușit să fie numai cânepă, că asta m-a interesat, să văd ce se întâmplă după prelucrare, după vopsire cu cânepa, că totul e făcut în varianta naturală. Cânepa, un minunat material folosit în cultura tradițională românească și nu numai, s-a folosit în mai multe culturi în jurul lumii și în diferite perioade de timp, dintre cele mai vechi timpuri. Astăzi, în această expoziție, Muzeul Textilelor participă cu o selecție de obiecte din colecția sa care reflectă folosirea acestei fibre în cultura tradițională românească și am adus și câteva obiecte care aparțin culturii japoneze. De ce ne uităm la aceste două culturi în paralel? Pentru că această fibră minunată folosită de ambele culturi a fost adaptată. Tehnologia de prelucrare a fost adaptată necesităților climatice, geografice în care cultura respectivă, populația respectivă există. Deci obiectele noastre să sperăm că sunt un punct important de pornire spre creația artiștilor care expun în această expoziție și sperăm că sunt un punct de legătură între trecut și viitor, pentru că aceasta facem în această expoziție. Ne uităm cum cânepa poate să fie folosită în viitor și să sperăm că își va găsi aprecierea între utilizatorii de astăzi.